Mai mult de 3 sferturi dintre români consideră că în situația în care exista o lege care obligă banca să preia casa, atunci de această lege ar trebui să beneficieze numai cei care nu pot plăti și nu cei care pot plăti, dar nu mai vor, se arată în sondajul Opinia Românilor despre legea dării în plată, realizat de Ipsos Market Research and Consulting, citat de Hot News. Majoritatea respondenților s-au pronunțat împotrivă ca beneficiarii legii să fie cei care și-au cumpărat mai multe case sau terenuri și au dificultăți, fiind indicați ca beneficiari ai legii numai cei care au o singură casă. Comunitatea Bancară din România reiterează că se impune devansarea termenului de intrare în vigoare a legii 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Avantajul major al legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice față de legea privind darea în plată este că după insolvență, debitorul, persoană fizică de bună credință, poate rămâne în posesia bunului imobil care este adus în garanție, pe când darea în plată înseamnă pierderea locuinței de familie sau a terenului. Aproximativ 94% dintre români optează pentru negocierea unei soluții în bună înțelegere cu banca și păstrarea locuinței în situația în care au dificultăți financiare la plata creditului, în timp ce doar 6% dintre români doresc o lege care să prevadă desființarea unui contract semnat cu banca și renunțarea la casă, se arată în sondajul Opinia Românilor despre legea dării în plată. Studiul Opinia Românilor despre legea dării în plată a fost comandat de Asociația Română a Băncilor și s-a realizat la nivel național pe un eșantion de 1016 respondenți, acesta fiind reprezentativ pentru întreaga populație adultă a României. Persoanele intervievate au fost selecționate în 433 de localități urbane și rurale, distribuite aleatoriu pe întreaga suprafața țării. Sondajul a fost realizat pentru Asociația Română a Băncilor în perioada 28 martie-1 aprilie 2016, iar marja de eroare este plus minus 3%.